Astăzi facem griș cu lapte, desertul copilăriei noastre. Într-o crăticioară pun 500 ml lapte. Puțină sare. Am dat focul mic. Amestec puțin și pun și 2 linguri de zahăr. Un pliculeț zahăr vanilinat. Amestec și când ajunge laptele în punctul de fierbere, încep să pun din griș 50 de grame în ploaie. Cum facem la mămăligă. Cât un pic, cât un pic. Amestecăm tot timpul ca să nu se formeze cocoloașe. Acest desert este îndrăgit de toată lumea. Și unde pui că se face și foarte, foarte repede. Începe să se îngroașe. Amestecăm, amestecăm tot timpul. O să înceapă să polpăie. Este gata. O să-l pun într-o farfurie. Am vrut inițial să pun în 2 farfurii, dar nu mi-a ajuns. Doar o farfurie ca lumea să ne săturăm. Eu o să fac și zahăr ars. Într-o crăticioară pun 50 grame zahăr, pun pe foc mic și las până se caramelizează. Când își schimbă culoarea și este auriu, atunci o să pun o jumătate de pahar de apă peste el. Și o să-l mai las să mai fiarbă 2-3 minute. Punem deasupra la griș. Este o bunătate. Așa făcea mama mea. Griș cu lapte și cu zahăr ars. Eu o să-i mai pun și puțină dulceață, dulceață de căpșuni, dulceață de vișine nu am, pun câteva căpșuni în mijloc. Uitați-vă cât de bine arată. Zici că e cremă de zahăr ars. Acum să tăiem
Să vedem cum este. O nebunie. Neapărat trebuie să încercați această rețetă. O să vă placă foarte mult. Vă doresc poftă bună. Rămâneți cu bine!